Avem plăcerea să avem alături de noi doi invitați foarte dragi mie, pe Adina și pe Marco Schulz. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Pe Adina o știu de vreo 12 ani, îi spuneam că este neschimbată și mi-a spus că și eu sunt neschimbat și mi-aduc aminte de discuțiile noastre pe care le aveam acum 12 ani, când ea lucra într-un post de radio și era foarte hotărâtă să facă muzică. Atunci mi-am dat seama că, la un moment dat, fata asta chiar va reuși. Și chiar a reușit, dar s-a trebuit mulți ani. Da. Care a fost anul în care a fost declicul și a început să simți tu că reușești în cariera asta muzicală? Cred că în urmă cu aproximativ 3-4 ani, cam așa. Până atunci am tot făcut parte din diferite trupe, am colaborat cu diferiți DJ, dar în momentul în care m-am întâlnit cu el, adică cu Marcus, pot spune că noi credem că ne-a fost în destin să ne întâlnim și că din mai multe puncte de vedere și tocmai din cauza aceasta, în momentul acela s-au întâmplat toate lucrurile bine, adică parcă s-au aliniat planetele așa. Ți-au trebuit câțiva ani până să se alinieze planetele. Da, e adevărat, dar întotdeauna munca e foarte binevenită și toți anii de dinainte pot spune că am învățat foarte multe, făceam în trupele din care făceam parte, făceam canto mereu, făceam tot felul de lecții de coreografie, dansuri, adică ai muncit. Departe, da. No, dar adică... chiar stăteam de vorbă cu unul dintre foștii tăi colegi, în speță cu Cosmin, și spunea: chiar mă bucur pentru Adina, chiar atât de mult și-a dorit și uite că într-un final o văd numai pe YouTube, pe Nico. Apropo, câte orașe ai văzut? Oh. Ai stat să le numeri? I don't remember. I think we saw the world together. He asked me how many cities I've been seeing in the world. Well, and I said, you're going on your second passport. Are deja două. S-a umplut. Ai stat să te gândești în ultimii 3 ani cât ai stat acasă și cât ai stat în hoteluri? Care e balanța? Am stat mai mult în hoteluri decât acasă. Yeah, we stay more in hotels than home. Maybe 200 days a year in a hotel. 200 de zile pe an în hotel. tocmai de asta, perioada asta am avut un concert, un eveniment împreună în Slovacia, care e foarte aproape de noi, de România. Am făcut 5 ore cu mașina de acolo și cu ocazia asta, știind că e atât de aproape de partea de vest a României, am zis trebuie neapărat să închiriem o mașină și să conducem până acasă, să vizităm. Tu de fiecare dată vii cu plăcere acasă, da. Nu ți-ai uitat rădăcinile și vii tot timpul. Aș vrea să-l întreb pe Marcus. Pe Adina am mai avut-o la o emisiune, ne bucurăm să avem tot timpul alături de noi. Marcus este pentru prima dată. Aș vrea să-l întreb cum a fost prima dată când te-a întâlnit. How was the first time did you meet Adina? Oh, the first time? Well, the first time I had to focus on being very professional because when I saw her, I was like, whoa. But sau prima dată ai auzit-o? First time you saw me or you heard me? First time I heard you, yeah, of course. The first time I heard your voice, I was like, wow. And the first time I saw her, I was like, wow. A double wow, yeah. Double wow, yeah. But no, it's fantastic, you know, to share, a career and share, creativity with somebody, making music with, a partner. It's amazing, you know, we live this, you know, we live touring, we live making music, singing, writing music. It's get to see the world together, so it's beautiful. Adina, știu că lumea mai înțelege, dar să ne mai traduci din când că noi înțelegem, da. Ce spune Marcus, dar pentru telespectatori. El spunea că e foarte frumos să poți să fii creativ împreună, să compui împreună, să ai o carieră împreună și în același timp să împarți toate lucrurile care, cum să zic, de multe ori când ești în turneu și mai ales că el face lucrul ăsta de foarte mult timp, îmi spunea la un moment dat că devine puțin monoton. Nu neapărat, dar cuvântul era în general, era înainte singur cumva, adică chiar dacă mergi dintr-un oraș în altul, acum facem atât de multe lucruri împreună încât devine, e foarte fain, avem o grămadă de, e mult mai mult, cum zice, fun. Plăcere, fun. Marco, do you think it was your destiny that you met Adina? For sure, and funny, my new song is called Destiny. And it was written about her and our relationship, and it's
Yeah, it's it definitely was destiny. Deci l-am întrebat pe Marcus dacă a simțit că a fost destin întâlnirea lui cu Adina. Chiar îmi spunea că următoarea piesă se cheamă Destiny și a fost scrisă și gândită pentru... Da, chiar a fost lansarea de curând. Se poate găsi pe YouTube dacă căutați, da. Iar pe YouTube piesele apar de genul Marcus Schulz featuring Adina Butar sau cum e? Da, așa, sau bineînțeles el colaborează și cu alte cântărețe. Destiny este în colaborare cu o fată care are o voce extraordinară din LA, DeLacy. Și în ultima perioadă am făcut câteva writing camp-uri. Am făcut două writing camp-uri, una anul trecut și una anul acesta. Mă implic și în scrierea pieselor altor artiști și particip la toate writing camp-urile astea în care vin foarte mulți artiști din LA. În general, acolo se organizează. A se înțelege LA, Los Angeles, da. Nu LA, Angeles, da. În care l-am avut în România. Los Angeles, da, așa. Acolo, de fapt, se întâmplă totul în lume. Adică acolo sunt cei mai mulți, cel mai mult talent la, știi... De acolo se dă tonul. De acolo se dă tonul, da. Și tocmai din cauza asta am organizat acolo două writing camp-uri. Am avut în jur de 10-15 cântăreți și compozitori care au venit, au participat și în urma acestor două writing camp-uri avem, cred că vreo 40 de piese cu care trebuie să ne gândim ce să facem, când să le... Marcus, can you say if Hollywood is the world of movies, it's LA the world of music? You know what? It's very, very strong. You know, the one thing that I noticed, Miami, okay, we live in Miami sometimes when we're home, but Miami has also a very big music scene, but in Los Angeles... They work, like always in the studio, always working. Miami, you know, it's like, oh, we go to the beach for a few hours, then we work, we go back to the beach. So Los Angeles, if you want to work, you want to get things done, you have to go to Los Angeles. That's it's just an amazing place with so many creative people. And every time we go there, we leave totally inspired and with amazing music as well. Întrebam pe Marcus dacă Hollywood este lumea filmelor, LA-ul e neapărat lumea muzicii. El îmi spunea că cu totalitate, dacă vrei să ajungi ceva, de acolo pleci. Ei stau în Miami când ajung la Miami și, și Miami e ok, e o scenă muzicală foarte mare, dar da. Mai ia lumea câte o pauză, se mai recrează. În LA nu, 24/7 yes. În LA. 24/7. Da, trebuie sunt să... foarte multe studiouri acolo, toată lumea merge în Los Angeles pentru ca să facă muzică. Sunt foarte mulți scriitori care nici măcar nu sunt de fapt artiști, ei doar scriu și atât și merg acolo pentru a ajuta alții și mai departe. În Miami e un fel de alt fel de scenă, mai mult reggae. Bine, poate ați auzit, Pitbull a plecat de acolo, da, dar da. Toți latinii sunt acolo, adică sunt mult mai mulți latini. E aproape Mexico, Cuba, da. It's near Cuba and Mexico. Yeah. So how the influence very much the South American influence, but yeah, I mean, but still Miami's a creative place as well. You know, I definitely don't want to say anything bad our hometown. No, we love like... Miami, but it's in Miami you go to celebrate. Yeah. LA you go to work, Los Angeles you go to work and then you come and you celebrate your success in Miami. Mai aproape plaja în Miami. Da. Deci ați înțeles că pentru petrece și celebrări Miami, pentru muncă LA. Adina, cât de mare e diferența între, și aici tu poți să ne spui, între muzica mare și muzica și cei care cred că fac muzică, scot o piesă și aici e o chestie care, prin care tu ai trecut și poți să ne spui diferența asta, care e foarte mare. Adică fiecare se crede muzician, am scos o piesă, am apărut de două ori la nu știu ce televiziune și chiar dacă e națională sau o fi în România sau unde o fi. Și una e să ajungi pe marile scene unde ai ajuns tu. Da, e o mare diferență. So they ask about what's the difference between people who make music and they are like having a one-hit wonder or whatever, yeah. And the people who live this every day, you know, and the difference between having like, you know, yeah. Yeah, the big difference is fans. you know, when you live this, you build a fan base of people that are passionate and they follow you everywhere. People fly to Los Angeles from Europe to see our shows there. Then they go, you know, they go everywhere. Where if you're a one-hit wonder, you have to go to them. Yes. You play in every little city and you try and do as much as possible. And if it's convenient, the people come and see you. But it's very hard for you know, for them to buy tickets. Very good explaining. Ne spunea Marcus diferența între, și aici nu putem să o spun mai bine, între cei mari și cei mici. Sunt la cei mici
Lumea vine oricum. Ai văzut? Nu, la, după cei mari te duci tu. Da. La cei mici... Iar la cei mari plătești un bilet să îi vezi. Deci, practic, la show-urile lui, de obicei, oamenii zboară din orașe în orașe, adică se uită unde are un următorul mă duc acolo. Și dacă e la 4 ore de distanță, e foarte aproape pentru ei. Nu, dar dacă e unul mic, ăla mic merge el după ei, face concerte. El, da, aici exact. Cât, câte ore ține un eveniment? Depinde de oraș, depinde de festival sau de... De exemplu, la festivaluri, unde sunt mai mulți DJ invitați, care se fac de obicei în perioada verii, în general cam maxim 2 ore. Dacă e un eveniment de-a lui într-un club sau de multe ori face și open to close solo set și el e chiar foarte cunoscut pentru unul dintre cei mai rezistenți DJ care anul trecut a făcut la Tomorrowland 13 ore solo set singur. Adică 13 hours the longest you did at Tomorrowland, right? And 13 ore. 13 hours. It was so funny cuz tu până atunci te-ai mers ai mai dormit un pic. Vreau să spun că exact în ziua respectivă n-am putut să merg la Tomorrowland pentru că am zis colegul, nici măcar la baie. Nu merge la baie, transpiră. Sincer. Adică bea apă, nu, eu niciodată nu bea alcool la show, pentru că dacă bea alcool, știi cum, e mai puțin, nu poți să reziști chiar atât de mult. Și bea doar apă și apă. How many gallons of water do you think? Only apă, yep. Yes, apă. Da. Și chiar în perioada respectivă n-am putut să merg în la Tomorrowland pentru că am avut un eveniment în Vietnam. Am fost invitat în Vietnam pentru a doua oară. Eu am zburat din orașul în care am zburat, am ajuns în Vietnam, am făcut show acolo, m-am culcat și de aia era în continuare punea muzică. I said I was arriving, flying, yeah. Having the show. Of course, my show, it was only maximum 1 hour. And then going to sleep because I was super tired and you're still going. În ce constă show-urile care le faci tu acum? Acum cânt piesele care le-am făcut cu el și cu alți DJ și în general sunt în show-urile lui, din cadrul show-urile lui cam maxim 15 minute. Deci nu cânt 4-5 piese, le cânt, am program practic inserat în programul lui, cum ar veni dacă el pune 2 ore, 15 minute Marcos, cânt live, știi? What is the secret of your music, of your creation? Because when I heard music, I got a feeling like, I don't know, like I'm dreaming. I listen, for example, The World. I get entranced. The New World. The New World, yes. I think it's to try to make melodies, serious melodies, that will still sound amazing 10, 20 years from now. You know, I could go into the studio and make a melody, you know, and then maybe it goes on the radio, but 1 year it's finished, you know, nobody knows, doesn't care anymore. But I try and make melodies that last a lifetime. And then people hear these songs, and then for the next 10, 20 years, they hear these songs and they remember moments about this song. So I think it's trying to make music that matches people's moments in their lives and something that they can remember the rest of their lives. Da, să traducem un pic, dacă nu trebuie să punem cu scris cuvânt artită. El am întrebat care este secretul muzicii pe care o face, pentru că de cele mai multe ori când asculți, și am dat exemplu de New World, o piesă foarte cunoscută, parcă intri în trans, uiți de tot, ce e pe lângă tine, nu contează, efectiv se ridică părul pe tine. Și el spunea că poate să intre în studio, să facă să apase acolo pe 5 butoane, să facă o piesă care să asculte câteva zile, o lună la radio, tralala, uite toată lumea. Sau să creezi muzică care și peste 10-20 de ani să-ți aduce aminte și să o asculti cu aceeași plăcere. Da, te-aș întreba care este cel mai popular canal de media prin care îți promovezi acum, în general, nu doar tu, artiștii, muzica. Artiștii. Eu cred că internetul în fond și la urma urmei e foarte important. YouTube-ul e foarte important de asemenea. Știi că foarte multă lume se uită la... adică se uită pe YouTube și e foarte multă lume. Adică și radiourile se mai iau după view-urile de pe YouTube și așa mai departe. Câte view-uri aveți maxim la el? I think 2-3 millions you have on... he asked about the maximum views. Oh, like, no. The New World, I think, has 6 million. Okay, or something like that. So I don't know. It's but the thing is, these are all views from hardcore fans. Yeah. And those fans that watch, they go and see me in different places, and it's a community of people. A lot of people say it's like especially in trance, it's like the Grateful Dead.
I don't know if you remember the Grateful Dead, but everybody traveled everywhere to go see them. They're an old, old legendary rock and roll band. And in trance music especially, we have fans like that. It's They're just so loyal, beautiful, loyal people who just... They travel all over the world to go see. Da, chiar asta e diferența dintre fanii loiali și fanii care sunt, în general, uite, muzica care facem noi și în special care face el este, este o muzică care, într-adevăr, nu este, cum să zic, nu poți să compari neapărat cu, da, 100% comercială, da? Deci, oricum, dar fanii respectivi și view-urile respective sunt reale și... tot timpul există, adică el sold out places, adică unde merge, există, tot, unde merge tot timpul sold out. Adică asta e. Cât costă un bilet la un eveniment? I have no idea to be like, well, how much is a ticket? I don't know. We don't it know. It depends on the city. Like, we don't know. It depends on the promoter, of course. Depinde de promoter. Depinde a show de... in Los Angeles is maybe a little bit more than a show in Bucharest. Depinde de, da, de... În fine, așa. Dar chestia e că asta e diferența față de ceilalți și asta e probabil și diferența de muzică. Când faci o altfel de muzică, în general fanii sunt, astăzi le place Kesha, mâine le place Pussycat Dolls, poi mâine le place altcineva, știi? Așa. Dar nu sunt doar ai tăi, știi? Da. Yes. Zină de proiectul tău actual. De Lace Up? Lace Up. Da, Up. Am un proiect... dacă e de curând, foarte de curând, este mai mult tot așa for fun, împreună cu o altă prietenă care și ea e cântăreață. Am fost în studio într-o zi și ne-am prostit, adică am făcut o piesă, ne-am jucat, da, am făcut o piesă, tocmai datorită faptului că am călătorit în toată lumea și că deja îi cunosc pe toți DJ-ii pe care i-am enumerat în piesa respectivă. Piesa se numește Body Shake. Și în general pe promotori, știam toate inside joke-urile, știi? Adică știam că am, de exemplu, la Steve Aoki se știe că Steve Aoki e un DJ foarte mare care mereu merge și are 100.000 de oameni, în fine 50.000 de oameni la festivaluri și chestia lui este că întotdeauna aruncă cu tort în oameni, adică el mereu, adică are pe riderul tehnic. Asta e amprenta lui. Amprenta lui, da, adică pe lângă muzică și toate lucrurile care le face, întotdeauna la cei care organizează evenimentele le cere cel puțin 100 de torturi mari, adică așa imens, înțelegi? Și noi mereu vedem în backstage torturile lui Steve Aoki, știi? Și tot timpul, în fine, când ne întâlnim cu ei. Și asta e chestia lui, mereu aruncă cu tort în oameni, în prieteni, în fine. Și am făcut piesa asta, cumva spunând câte ceva despre fiecare DJ reprezentativ, mai mult ca o glumă. Marea majoritate, mai ales a DJ-ilor și a promoterilor, toți au spus, mama, e super genială toată treaba. Tocmai din cauza asta, fără să vrem, deci chiar așa o chestie s-a întâmplat, am semnat cu cel mai mare management din LA, adică cu chiar cel mai mare. Deci nu, prea mai aveți treabă cu România. Nu, dar faza e că nu ne așteptam, adică a fost o chestie care toată lumea zicea, Doamne, deci cât sunteți de norocoase, deci nu se poate așa ceva, adică unii se chinuie ani de zile, bine, noi știm istoria mea, știi? Adică istoria ta este de câțiva ani de zile buni. În fine, oamenii când văd proiectul ăsta, exact, vor spune la fel ce spun și de alții, au astea două puștoaice peste noapte. Bine, acum nu sunt foarte puștoaice, că aflam înainte de a intra în interviu că vara aceasta vine la întâlnirea de 10 ani și nu o dat de gol. Nu-i dat de gol ăsta. Adina, te știm de cât era, ba, era înaltă și atunci că erai pe role, știi? O țin minte, venea la radio pe role, intra în studio pe role. Poate, iară ești cu rolele la radio. He's telling about how I was coming on roller skates every time for the radio show. Și de ce crezi că ceea ce faceți voi nu e foarte căutat la noi în țară, în România? Nu e foarte căutat. Păi, pentru că nu avem, în primul și în primul rând, sunt foarte puține spectacole organizate la modul masiv. Adică unul dintre ele, dacă e toată lumea curioasă și vrea să vadă, le recomand să meargă, cred că la Cluj se ține, nu? Festivalul ăsta mare în care sunt invitați, din câte am observat, am văzut că vin David Guetta, Dimitri Vegas and Like Mike at Cluj, remember? It's a big festival. I told them that I recommend to go there so they understand the type of festivals we usually go in the world. Yeah. Because he's asking, why do you think the music in Romania is not so appreciated and is outside? And I think maybe it's because... It is appreciated, but... You know, it's slow, it's... Din cauza că sunt foarte I appreciate it, and one of my missions is to try and let the rest of the world hear as well. I've been working with quite a few Romanian artists the times that I've been visiting, like the Kazebo Studios, Smiley's Studio. So we've been working very hard to try and let the Romanian
artists and producers be seen, you know, outside. I mean, Smiley and his whole group went to Los Angeles and they collaborated with my management to put together some projects there. So, you know, it's just takes a moment in this music industry. Da, să și traduci. Da. Așa. Adina, a lucrat, traduci, da, asta ziceam, colaborarea că cu... noi lucrăm, deci talentul în România există, sunt foarte mulți oameni talentați, știm cu toții asta, tocmai din cauza asta eu deja îi cunosc pe băieții de la Ha Production, Smiley și grupul lor, pe Ovi și Kazibo Studio, suntem prieteni cu toții și le-am făcut cunoștință, e foarte încântat de munca lor și vor colabora pe viitor pentru diferite piese, dar vor colabora în așa fel încât pentru afară, evident. Pentru că ajungem la aceeași chestie. În România sunt foarte puține locuri în care poți să organizezi un eveniment mare și nu poți să faci, adică când ești obișnuit și ai evenimente în fiecare weekend. Sunt puține locuri sau nu sunt banii necesari să organizezi? Probabil și banii, dar și locurile, pentru că un festival ca și acesta cum se organizează la Cluj se organizează o dată pe an. Da. Adică o dată pe an, da? Și noi mergem în fiecare weekend la festivalul de genul acesta în lume, adică în Australia, în turneu, mergem e la nivelul la care merge acolo și da. Marcus, in which country do you have the big fan community? Well, you know, one of the biggest places is like South America, Argentina. The people in Buenos Aires are wow, crazy. Câți a avut? Prague is also a Czech Republic, has an amazing party every year called Transmission, which is probably the most spectacular event that you'll ever see. And then, of course, like Canada is amazing. And then the United States has so many great cities like Los Angeles, New York City, Chicago, Miami. How do you feel in Germany? Germany, I played in Germany in Köln last week. It was the first time I played in a club show in Germany in maybe 5 years, something like that, because I always play at Nature One in Germany. But this year, wanted to do a club show, and I was pleasantly surprised. It was fantastic. So I think that there's a new generation in Germany that is coming up that loves this music, and they're coming to the shows. I ask this because the people who know you are originally from Germany. Yeah. But you told me you were 13. I moved to USA when I was 13. Yeah. So my German is okay, but my vocabulary only goes to like 13 years old. No, because I saw in Germany one of your interviews, and the Germans are very proud of you and what you do, and I think Markus Schulz is German. And, No, my father lives in Germany. My brothers are in Germany. Half of my family is in Germany. Păi și noi suntem mândri, nu poți să zici că Adina e americană. Corect. Să le spunem, cele mai mari show-uri le-a avut în America de Sud, în Argentina, Cehia, Canada și multe orașe din Statele Unite. Și l-am întrebat cum se simte în Germania, el fiind original Markus Schulz, eu nume german, el este neamț, a stat, cum mai plecăm și noi așa, cum a plecat și Adina, mai stau în România, mai plec, a plecat și el s-a mutat la vârsta de 13 ani în America. Și putem spune oarecum mai mult american, pentru că limba germană a vorbit-o la 13 ani, după care a trecut la limba engleză. Dar l-am văzut într-un interviu și asta îi spuneam că nemții sunt foarte mândri de el, unde apare și pentru că el consideră totuși german. Vorbește germană când e în Germania, dar... Pe final să-i spunem de show pe care îl ascultă și la un radio. Și pe care îl putem să-l ascultăm aici. Da, are un show în fiecare săptămână. Big FM de la noi din Deva îl transmit sâmbăta de la ora 21. E săptămânal și în general pe internet se poate auzi, dar undeva se aude la Big FM. Este un show pe care el produce în studio sau e un show care radio show, radio show-ul lui săptămânal, Global DJ Broadcast. Da. Îl produce în studio sau într-un post de radio din America? Îl produce în studio mobil care îl are cu el. Oriunde e, este, pentru că în fiecare săptămână e în altă parte. Have a mobile studio that he has. Where do you produce the radio show in USA or? And the original the broadcast is on Saturday. No, Thursday. Thursdays is the first broadcast on DIFM. Thursday night it airs on the national station in USA, Sirius, which is a satellite national station. And then that weekend, everybody around the world plays it. It's on over 100 radio stations around the world.
Including Big da. FM here in da. Show-ul este transmis de peste 100 de posturi de radio din da, incluzând Big FM care îl preia și la orele da. 21 sâmbătă. Da. Mulțumim tare mult, ne-a făcut plăcere că ați venit la noi. Adina, te mai așteptăm și la întâlnirea de 10 ani să mai povestim și să ne vedem cu bine. Mulțumim și noi. Marcus, thank you very much. Thank you guys. And we wait your next time or every time you are here. Yeah, it's nice to come and visit her hometown and she shows me all the places that she made trouble. Second time. A doua. Yes. Second time, yes.